Via Transilvanica, drumul care unește, este un traseu de 1400 de kilometri care traversează România de la Putna la Drobeta Turnu Severin. Cel mai indicat este să parcurgi acest traseu în drumeție pe jos pentru a te putea bucura pe deplin de frumusețea acestei țări. Acest traseu este foarte bine marcat, cu indicatoare, cu stâlpi, iar la fiecare kilometru se găsește o bornă sculptată individual de artiști din toată țara. Din acest motiv, Via Transilvanica este probabil cea mai lungă galerie de artă din lume. Traseul traversează 10 județe și pune în valoare patrimoniul natural și cultural al fiecărei regiuni. Via Transilvanica este un traseu de lungă distanță care pune în evidență frumusețea țării noastre, dar înainte de toate, este un proiect social, astfel că accentul cade pe comunitate. Acest proiect își propune să scoată la lumină locuri din țară aparent uitate de lume și de populate, cătune aproape abandonate, unde mai locuiesc doar câțiva oameni. De aceea, Via Transilvanica își propune să scoată la lumină și să ofere viață acestor zone uitate. Drumeții cu rucsacul în spate aduc cu ei viață, bucurie, entuziasm. După o zi lungă de umblat pe cărări, așteaptă un minim de ospitalitate, o față zâmbitoare și primitoare cu care să stea la povești. De aceea, acest drum se numește Drumul care unește. Am fost invitată de o echipă de oameni frumoși, iubitori de natură, să petrec câteva zile la Colibița, să parcurgem împreună o porțiune scurtă din Via Transilvanica și să particip la realizarea de fotografii ale traseului pentru a putea fi vizualizate în Google Street View. E o întreagă aventură să ajung la Colibița. Nu este niciun mijloc de transport direct până acolo. Am luat un autobuz din Cluj care m-a dat jos aici, în prundul Bârgăului. Și de aici ar fi încă 20 de kilometri până la Colibița. Aș face peste 4 ore pe jos. M-am pornit pe jos. Voi trece prin Bistrița Bârgăului, pe unde am trecut astă primăvară când am fost pe Via Transilvanica. Și sper de acolo să găsesc un taxi, măcar ceva. Este groaznic de cald și trebuie să merg pe asfalt, ceea ce nu e deloc plăcut. Asta e. Și destul de repede am ajuns în Bistrița Bârgăului. Chiar foarte repede. Cred că nici jumătate de oră de mers. Și am ajuns din nou aici unde am mâncat în astă primăvară la doamna Maria Bidian. Niște oameni de bine m-au luat cu mașina 5 km. Era în drumul lor. Și mai am 9 km jumate până la Colibița. Greu aici cu transportul. Ci că ar fi un microbuz, dar circulă o dată pe săptămână. Ce gospodării frumoase au oamenii aici. Foarte mari. Aceasta este camera.
Oh, Doamne! Foarte cald, incredibil de cald. M-a ajutat Dumnezeu și de data asta. Știam că o să mă ajute, știam că o să oprească cineva până la urmă să mă ia până la Colibița. Deci din 20 de kilometri pe care trebuia să-i parcurg, am parcurs aproximativ 10. Imediat voi ieși la o plimbare, să explorez puțin zona și mai ales să caut ceva de mâncare. Din prima zi, când am pornit pe traseul Via Transilvanica, din Putna, acum aproximativ 2 ani jumate, m-am îndrăgostit pe loc de traseu. Este vorba de 1400 de kilometri, traseul care unește, așa se spune. Și gândiți-vă cât de mult acești turiști, cât de mult contribuie la economia locală, la economia acestor sate prin care trece traseul, la economia oamenilor simpli care au vrut să-și dezvolte o mică afacere pe acest traseu, ori să ofere cazare, ori să prepare mâncare gustoasă pentru turiști. Și eu cred că, nu numai cred, ci am văzut cu ochii mei faptul că de când s-a deschis acest traseu, oamenii care oferă servicii turiștilor și au îmbunătățit foarte mult viața. Asta am văzut-o cel mai bine, am văzut-o la tanti Ioana din Munții Cernei, din Prisăcina. Deci, de când a început să colaboreze cu Tășulea sa social, tanti Ioana și-a făcut acolo un mic colț de rai și a îmbunătățit foarte mult condițiile de trai. Eu, în traseul meu, pe care l-am făcut singură, pe Via Transilvanica, m-am bazat foarte, foarte mult pe Google Maps. Atunci când semnele de pe traseu nu erau foarte clare, de multe ori nu eram atentă și nu le-am văzut, m-am bazat pe hartă, pe Google Maps. Deci, Google a început digitalizarea traseului Via Transilvanica și obiectivul său este să digitalizeze cel puțin jumătate din tot traseul și ajută foarte mult acest lucru. Astfel, fiecare drumeț, fiecare turist, oriunde s-ar afla în lume, poate să își planifice o drumeție, un segment din Via Transilvanica, să vadă exact, absolut tot ce are nevoie, de unde pleacă, unde ajunge, unde va dormi noaptea, de unde va bea apă. Și astfel este mult mai ușor pentru turiști. Mâine urmează să mă întâlnesc cu echipa de la Google și probabil și cu alți oameni, alți drumeți, iubitori de natură, și să văd exact în ce constă tot acest proces și să mergem și la câteva afaceri locale, să vedem oamenii simpli care oferă servicii turiștilor. De asemenea, vom ajunge la Tășulea sa social și ei abia aștept. Mi-este dor de acel loc, mi-a plăcut extraordinar de mult locul, dar mai ales oamenii pe care i-am întâlnit. Deci, într-un fel, mă voi întoarce în câteva dintre locurile pe care le-am parcurs astă primăvară, în aprilie. Anunța ploaie mâine și poi mâine și nu mă supăr deloc la cât de mult am suferit de căldură, abia aștept să plouă puțin.
simt atât de bine să fiu aici, să pot să fac baie într-un lac, chiar și așa cu vesta de salvare, pentru că mi-e frică de apă. Raluca, îmi pare bine. E rece. Ce caldă. Cum poate un om simplu care n-a mai făcut trasee montane, cum poate să-și plănuiască o drumeție pe Via Transilvanica, să zicem o zi pe traseu, cum poate cu ajutorul lui Google Street View? Sau... Păi, în primul rând, își deschide de pe telefon Google Maps și caută unde vrea să meargă. Zona Văiug, să zic, acolo pe sud. Peșteri frumoase, e drăguț. Ok, hai. Văliug. Văliug, scuze. La Văliug. Da, și aici trece via chiar pe lângă. Se și vede, eu am folosit aici, e punctată Via Transilvanica, un layer pe care se accesează de pe pagina lor, Via Transilvanica. Deci... Este un layer care e accesibil de pe pagina Via Transilvanica, acolo dai un click și ți-l activează pe Google Maps. Și se văd și toate bornele, uite, borna 97, Cara Severin, mm-hmm, e chiar aici. Mm-hmm. Și ca să vezi exact cum e pe drum, te duci, activezi de aici, din dreapta, așa. Stratul de Street View, închizi și apar aceste liniuțe albastre, uite, toată România plină de liniuțe albastre, sunt șosele din România care au Street View. Și acum și bucăți mari din Via Transilvanica sunt cu albastru, ceea ce înseamnă că ai acces la imagini de la nivelul solului de pe Via Transilvanica. O să fie vreo 800 de kilometri. Ei au fost pozați și urmează să fie activi. Apeși pe liniuța albastră, dai, pui mâna unde vrei și îți apare imaginea și cum și e acolo. Faci exact cum e drumul. Și vezi exact cum e drumul și te plimbi pe săgetuțele astea. Cât de vechi sunt imaginile? Păi sunt tocmai luate acum, în august, de oamenii. Mm-hmm. De aici. Poți să îți salvezi. Să-ți salvezi harta, faci offline map și dai select harta și să zic că trebuie să vizitezi zona asta între Timișoara, Caransebeș și Severin. Selectezi așa, da? Și tu o să zic că te plimbi pe aici, unde cheile nere și... Și dai download. Și ai harta... Și toată bucata aia disponibilă, tu tot ce pe ea și dacă n-ai internet. Super, super. Și te uiți acolo, mm-hmm, la localități și ăsta se descarcă. Poți să închizi, că el o face în spate acolo. Își vede de treabă. Cam asta. Foarte fain. Mersi mult, Bogdan. Plăcere. Ciao, Raluca. Mare bine. Bine ai revenit la tău. Mă bucur să vă răsta.
Dar asta este un circuit până la urmă. Ai pășit la Putna, în Mehedinți, în platou, undeva cineva să coacă o pâine, pentru că sigur cineva va veni să o mănânce astăzi. Ai pășit în Ținutul de Sus, de la Tășuleasa încolo, undeva să se repare un acoperiș la o casă care a fost aproape părăsită și copiii sunt undeva plecați și bunica care stă acolo singură nu are cum să o repare pentru că nu mai are de ce, pentru că nu mai are poftă, pentru că nimeni nu mai are neapărat o poftă de a avea viață socială în cătunul ăla și toată lumea pleacă de acolo. Gândiți-vă că acest proiect generează, fără să facem noi nimic, cu acești oameni, omuleți, care merg pe acolo în fiecare zi mai mult decât am putea noi face dacă am fi la cel mai mare bal caritabil din București. De ce? Pentru că este un circuit social care funcționează. Am fost în vizită la doamna Măriuca din Poiana Negri, unde am mâncat preparate tradiționale extraordinar de gustoase. Asta e iubirea noastră. Ciuperci. Să știi, Nadina, că aici ai și ciuperci. Și eliberăm aici? Și aici. Ce-i tăptură? Bogdan, dă, își pune la taxa. Dă mai nouă, nu, pe sos. Da. Nu pot să pun numele. Vă sfătuiesc să veniți la tanti Măriuca atunci când treceți prin Poiana Negri. Ce frumos! Ce frumos! Foarte frumos. Deci mai frumos decât la hoteluri. Și bucătăria se poate folosi de da? Către... Da. Bine că nu prea e nevoie la cum gătiți dumneavoastră, da. Bucovina mea frumoasă. Ce dor mi-a fost de tine. Ce diferență de peisaj față de asta primăvară când am ajuns eu în aprilie pe aici. Țin minte că muream de sete pe aici, asta țin minte. Și căutam cu disperare o sursă de apă și dacă nu mă înșel, am găsit mai puțin mai la deal o apă, nu știu cât de curată a fost, dar am băut și n-am pățit nimic. Și niciodată n-am pățit nimic rău în natură. Nici de la apă, nici de la absolut nimic. Nici de la animale, nici de la oameni, nici de la ploaie. Dar da, într-adevăr e foarte frumos peisajul și vara. Fiecare anotimp e cu frumusețea lui și cu specificul său. Ce zonă liniștită aici. Frâna în spate. Până când tragi frâna în față. În față mă duc în nas. Nu, că e o tricicletă și ai două roți în față, deci nu te poți răsturna. Te poți răsturna lateral. În față nu te poți răsturna.
Ce ai setarea pentru motor, deci cu ce putere te ajută. Poți să reglezi, să încerci. Ai temperatura motorului care nu trebuie să ajungă 140 de grade. Deci, acesta este triciclu cu care Google Street View filmează traseul Via Transilvanica. Astfel, toată lumea poate vedea traseul și să-și planifice o drumeție de acasă și să vadă exact cu ce va avea de face în momentul drumeției. Cabană frumoasă construiește aici domnul ăsta. Bună ziua! V-am întâlnit în primăvară, mai țineți minte? Cred că da. Da, și mi-a spus că vreți să construiți o cabană aici. V-ați pus pe treabă, erați cu un băiețel. Dumneavoastră, da. Da. Acolo mai sus, în pădure, oare, nu? Da. Și nu era nimic aici, acum ați început... Foarte frumos, superbă cabana, extraordinar. O să fie frumos, da, o să o unim cu partea din spate, facem framing. Sunt ca astea din Alaska, cu bușteni întregi. Da. Noi suntem constructori, firma noastră e... Foarte, foarte, felicitări, deci din aprilie până acum deja aproape gata cabana. Da, și vrem să tragem tare până... Bună, până la sfârșitul anului să facem și o zonă de camping și pentru rote și... și nu știu dacă poate să ajung rulota pe aici, ba, chiar da, nu știu, da? Nu e destul de bun și o să-l mai îmbunătățim și zona de... Da, de pentru camping, corturi, de... foarte bine, că eu merg cu cortul de obicei. Să facem câteva, aici e tot a nostru, tot teren. Doamne, e foarte frumos. Avem păstrăvării acolo începută, o să avem, să facem cerbi, zoni. Asta înseamnă oameni harnici, puși pe treabă. Ce ați spus că faci și ți-ați făcut? Nu au rămas doar vorbe. Vedem, da, eu planurile mele sunt mari și multe, da. Mă bucur mult să vă revăd. Sănătate, numai bine. Doamne ajută. Că am vin cu Via Transilvanica, cu Tășuleasa. Să arătăm la oameni unde poate să cazeze, unde poate să mănânce. Da, o să facem și zonă pentru corturi, zonă cu corturile noastre, zonă cu corturi, cine vrea să vină să-și instaleze, un spa o să facem. Deci când vii obosit două zile de pe traseu obosit și vii aici, stai la un jacuzzi, la o sauna. Să te relaxezi o zi, perfect. Da, facem. Știți că am să mă mai întorc la dumneavoastră și... Știți calitatea de la? Eu le pot face eu toate, da, că eu mă ocup cu lemn, deci noi le facem noi sauna, noi le facem. Da. Ciubări, jacuzzi și așa. Nu mai ajunge timpul. Timpul nu ajunge. Oamenii nu sunt suficienți. Asta e, da. Dar încet, încet. Angusurile noastre, avem 80 de angusuri. O să vreau să fac un steakhouse cu un burger de vită de angus. Așa e. Că le leg toate. Că toate trebuie legate, așa e. Lucruri mai bio decât aici nu există. Pentru că eu, posibilitatea financiară să cumpăr furaje, să aduc din țară, stropite, erbicidate și tratate. Nu am, că ar fi prea scump, nu s-ar mai renta. Și aveți aici pășuni cât se vede cu ochii. Și apă. Deci mai bio de atât nu există. Nu există. Da. Bucovina e Bucovina. Să ne auzi. Felicitări și Doamne sănătate, ajută, sănătate și revin la dumneavoastră. Da, cu drag vă ascultăm, cu drag. Ce bucurie să dai peste,
să dai încă o dată peste oamenii pe care i-ai cunoscut pe traseu și să vezi cum au evoluat lucrurile, cum înaintează lucrurile, cum s-au dezvoltat, cum au evoluat. Deci, lumea, omul care e muncitor, care e harnic, o să vezi întotdeauna o îmbunătățire la el. Mă bucură mult că l-am revăzut pe domnul ăsta. Ține-i fată cu minte, ține-i fată cu minte aici. Suntem foarte frumoși, da. Bravo. Bravo, bravo. Iubita. Iubita. Aici se încheie și scurta mea ieșire. Aici la Tășuleasa Social încheie această seară. A fost o experiență foarte frumoasă. Am cunoscut oameni faini și am revăzut câteva locuri foarte dragi sufletului meu. Mă bucur atât de mult că am revăzut o porțiune din Bucovina. Și mi-a plăcut foarte mult să revăd această parte a traseului într-un alt sezon. Să revăd vara când totul e verde, pur și simplu alt peisaj, se simte altfel. Și chiar mă gândeam că mi-ar plăcea să fac acest traseu, Via Transilvanica, în toate sezoanele. Deci să-l fac de 4 ori. Da, acest traseu merită făcut pentru peisajele extraordinare, experiența unică, dar în primul rând pentru oameni. Deși ador să fiu în natură, ador și să fiu singură în natură și natura sălbatică, pădurea, dar ceea ce mi-a rămas cel mai mult în suflet și ceea ce m-a emoționat cel mai mult au fost oamenii cu care am interacționat pe traseu. Deci oamenii m-au impresionat prin deschiderea lor, deci sunt atât de deschiși să vorbească, să comunice, să te primească, să ți ofere, să-și deschidă ușile. Sunt niște oameni minunați și eu îi iubesc foarte mult. Cam atât, vă doresc sănătate, numai bine și vă îndemn să ieșiți din casă, să faceți măcar o zi pe traseu. Chiar merită, de acolo, de unde vă este mai aproape, nu trebuie să o luați de la început, cum am făcut eu, dar mergeți unde este mai aproape, unde vă este mai ușor și trăiți această experiență. Pe mine m-a ajutat foarte mult această experiență, faptul că am mers singură o săptămână m-a ajutat într-unul dintre momentele cele mai grele pe care le-am trăit anul acesta. A venit și fetița. Da, 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 suntem fete frumoase, da. Da, 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 da. V-am pupat, vă iubesc, pa, pa. Feelings, the city screaming, we're not coming home tonight.
'Cause we got love.